Am vorbit deja în alte ocazii despre cât de periculoasă poate fi mentalitatea atunci când. Adică eu mă fixez un anumit obiectiv, să fie terminarea facultății, cazătorie, primul copil, pensie, în fine. E, mă gândesc că atunci când o să-l realizez, atunci când l-ating, mi-am rezolvat problemele, oricare să fie cele percepute. Adevărul este, experiența așa ne spune, că fiecare problemă rezolvată, fiecare obiectiv atins, nu este decât o ușă spalancată asupra probleme mult mai mari. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că pentru o performanță de top trebuie să fim pregătiți să acceptăm ce înseamnă de fapt atingerea unei performanțe de acest gen, de asta vorbim acum. Ziceam, mentalitatea atunci când este incredibil de devastatoare pentru că ne deschide ușa la un șir de deziluzionare permanente. Pur și simplu ne gândim că atunci când m-am terminat facultatea, atunci când am fost voi fi promovat, atunci când o să fac o groază de bani, atunci când m-am cumpărat casa, etc., 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 m-am rezolvat problema. Asta putea să fie. Poate fi adevărat parțial, în sens că dacă nu am casa și nu m-am cumpărat casa, evident, am rezolvat o problemă. Dar asta, desigur, deschide ușa la alte 10 de probleme la care nu m-am gândit. Nu e nimic greșit în asta. Deci, ceea ce este important să înțelegem că fiecare atunci când nu este decât o treaptă. Dacă noi ne gândim la școala, la un moment dat, de fiecare dată avem un rezultat în care trecem de clasă, deci am atins un anumit nivel de succes, ce se întâmplă? Avem probleme mult mai mari. Când de la generală trecem la liceu, tot ce obținem sunt probleme mai dificile de rezolvat, dacă ajungem la facultate, la masterat, etc. Nu e nimic greșit în asta. De ce este periculos? În mentalitatea de a crede că în momentul în care atingem un anumit obiectiv, problemele o să dispară. Deci, tot ce avem de făcut este să acceptăm faptul că viața nu este decât o școală permanentă, învățarea continuă. Și, prin definiție, nu va fi niciodată un moment de oprire, pentru că în momentul în care ne oprim, în momentul în care teoretic s-ar dispărea toate probleme, singurul rezultat ar fi o plictisală de groază. Deci, și evident, moartea intelectuală și spirituală. Omul este făcut să rezolvă probleme și să rezolvă probleme din ce în ce mai mari. Suntem în creștere, tot ce rezolvăm mai tare înseamnă că de fiecare dată găsim probleme mai dificile de rezolvat, înseamnă pur și simplu că am crescut, înseamnă pur și simplu că am extins zona noastră de confort, pentru a folosi o expresie care acum este la modă și despre care deja am vorbit. Deci, ieri am spus despre frica succesului. Bine, crede că chestia asta se datorează tocmai la faptul că conștientizăm, chiar dacă o parte din creier nu vrea să admită, că de fiecare dată atingem un anumit rezultat, vom fi obligați tocmai să înfruntăm probleme mai mari. Și o parte din creierul nostru nu vrea asta și preferă să stea în zona lui micuța de confort. Cum am zis ieri, grija maximă pentru că acest gen de frică poate să fie cel mai mare obstacol în calea spre orice reușită, mai ales că e foarte subțire, foarte subdol, dacă se spune cuvântul. Deci, mare grijă la atitudine alta.
E foarte bine să te fixezi obiective, dar să știi, de la bun început, că orice obiectiv atins, orice problemă rezolvată, nu este decât o tratată spre probleme și obiective mai mari. O zi bună în continuare!